Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Forza Horizon 3 aici alături de băieții noștri. Episodul acesta avem un Jaguar și din titlu probabil vedeți acolo cea mai rapidă mașină probabil pentru anul ei și nu știu dacă mai există una în Forza mai rapidă. Nu știu, pentru că nu le-am momentan doar pe asta o am. Haideți să vedeți exact aici niște specificații la ea. Jaguar D-Type din 56, am dat o tonă de bani pe ea, vedeți acolo oil-ul, tot ce trebuie văzut la ea. Nu arată foarte bine, imaginați-vă 56. Deci, nu, eu nu existam atunci, nu. Nici nu eram probabil conceput pentru viața asta. Bun, cât prinde mașina asta, sincer să vă zic, nu știu, pentru că nu am ajuns niciodată la viteza ei maximă, fără să mă bușesc, fără să fac ceva. O să mergem noi acum înapoi, ca să avem cât mai mult spațiu. Am pus pe cineva, îmi pare rău, nu am oglinzi. De fapt am una, dar nu prea vezi nimic în ea, că e și radarul ăla acolo. Și nu am nimic activat, după cum puteți observa. Ce ciudat mergi. Nu uitați să apăsați acolo butonul și de like. Gata, am ajuns la curbă. M-am dus de tot. Unde te-ai dus, mă, Cronos? Sus, lângă aeroport. După cum I-am dat vedeți, în bord are 180 de mile pe oră. Cât vine asta? 300 și 300. 300 fix? Da. 300 în cap de ce are bordul. Hai să vedem cât îi dă. Lăsați în comentarii cât credeți acum. Nu după ce facem testul. Lăsați acolo cât credeți că îi dă. Hai să o iau lin că n-am nimic activat pe ea. Papa e rupt. Mamă, dar ce îi dă? Îi mai e și noapte. E urât noaptea rău de tot. 400, fii atent. 400... Nu mă uit la viteză, nu mă uit la viteză, trebuie să fiu atent la drum, la viteza asta nici nu știu ce n-ai, mă. Să mă mai uit. Stai că e acum un mic deal. N-ai cum să virezi cu ea. Deci n-ai cum să virezi cu ea la viteza aia, la 450-460 la oră. De obicei când trage așa puțin de volan, ar fi suficient, nu, la asta n-ai ce să faci. Vrei să vin rachetă pe lângă tine? Sau în tine, de tine. Radar, ia zi. Direct. Nu știu cât aveam. Fii atent, pot să-mi faci o poză dacă trec așa în viteză. Stai să văd. Și să faci poză. Cu butonul de print screen nu pot. Joci pe calculator? Da. Pe bune? Da. Ba poți cu print screen, cum să nu poți? Păi nu pot pentru că am gheazul și... Și ce, apeși pe print Sau... screen și dai cât relevă pe Discord. Ok, hai. Ia stai. A, nu, cam ABS-ul. Da, nu pot să fac nimic cu ea, cam ABS. Nu. Deci vin să mă tragi în poză. Hai să-i dai când sunt așa pe Da. lângă tine. Cu drona, cred că stai, nu? Oh, Da. frumos sau nefrumos? Trec din nou? Ia, pune-o Mai pe... treci odată. Să o pui pe Discord după. Că le văd direct, gen. Am Discord după un ecran pe acolo. Hai că vin acum, frumos. Dar nu știu, nu pot, nu... Ce nu poți, mă? Îmi dă gheazul. Ce treaba e cu gheazul, mă? Să mor de știu ce are. Mamă, ce urât ce să ai! Ce n-ai pe poza aia, mă? Voi amândoi l-aveți pe Ce a? calculator jocul, Nu, eu fac o șmecherie, e o chestie mai grea. mă? Mi-e trebuie poză de thumbnail, frate, nu să văd. Eu, să văd mașina așa lateral. În fine, hai să mergem prin oraș. Sau când se descurcă mașina în oraș. Stai, pe partea cealaltă. O, deja e zi. De fapt, se face zi. Hai să vedem cât ajungem. Eu nu știu cât aveam atunci. Cred că 450, nu m-am uitat.
Oricum, cu parbriuzul ăsta nu vezi mai nimic mai mult, te încurcă, să fiu sincer. Are și reflexia aia urâtă și nu vezi efectiv în față. Oleu, 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 Toro. 470. Hai, 470, te rog. Tu dai seama că un avion decolează pe la un 300, nu? Hai, aripi. Așa ceva. Nu pierde punctele mari, nică că era o tonă de puncte. Le-am pierdut. Da, 480 cred că am atins, nu știu, o să mă uit și eu pe filmare, pentru că nu am fost foarte atent, vă dați seama. Că nici nu vrea, puteam să fiu atent la așa ceva. Cred că asta e tot bordul în a doua viteză sau a treia. În a treia la tot bordul. Iau trăiește până în sens? Da. Da, să mă mai oprești și în sens nou, băi. Aveam 300 deja. Mi-mi place așa când răsare soarele. Cum stai? Aveam 100, am apăsat puțin pe accelerație. A sărit în 170. Deci cu asta nu prea simți viteza, asta e problema cu mașina asta, nu simți viteza. Când mergi prin 60, e ok. După când i-ai dat talpa la întâia, a doua, nu simți, știi, că ajungi de la 100 la 250. Asta e problema cu mașinile de genul. Chiar și în realitate. Eu știu de la motociclete. Când nu simți viteza, aveam 160 cu motocicletă. Și eram ceva de genul, bă, merge. Deci fii atent, hai să zicem, o ținem la 100, da? Am ales tunelul că e greu, o ținem la 100, deci. Și bag piciorul în ea, normal. 250. Dacă o țin așa bine, na, o țin așa ca să nu urle motorul în ea, nu prea zici că e 200 și decât în viraje, că nu le iei bine, știi? Asta ar fi o problemă. Hai înapoi în oraș. Nu, nu, așa. Hai să-i dăm tunelul ăsta. Vreau să-i dăm un 400, dar m-am buști. Nu, aici e 350, cred că maxim. 370 la oameni în curte. A sărit o pancardă de aia. Hai acasă, știi unde e casa? Nu mai știu. Nici eu, o căutăm. Știu că trebuia să luăm pe aici, mergem încet. Sau de turbina aia. Tare pe aici, 4000 de ture, 5000 de ture. 5-6000. Da, mă uitam în bord, eu scuze. Pe aici trebuie să fie, oricum, pe lângă lac. Cred că aici, la stânga. Prima la stânga? Cred că aici, da. Aia la stânga. Da, mă, uit-o. Vezi, ți-am zis. Ce zici, Vere? Bă! Bă, bune? S-a deconectat controllerul. Mă chinui aici, o să pun și eu frumos. Mi s-a deconectat controllerul. Foarte tati. Până mă băieți, cam atâta cu episodul ăsta, probabil este ceva mai scurt. Dar ideea era de mașină, în mare parte, adică să vă prezint mașinuța asta și n-am ce să lungesc așa mult cu ea, să vă zic. Cam asta ar fi mașina. Cea mai rapidă mașină pe care eu o dețin, probabil cea mai rapidă din joc, nu știu, o să mă documentez înainte să pun titlul și o să vedem exact ce și
Cum? Bun, noi ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like și baftă. Pa, 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 pam.